În articol voi vorbi despre rasele de pisici de culoare roșie. Voi numi cele mai bune rase de pisici cu această culoare. Voi descrie aspectul, caracteristicile temperamentului, care se vor potrivi cu o anumită rasă și voi indica și costul pentru fiecare rasă. Există mai multe rase de pisici roșii. Persane roșii, Maine Coons, American Curl, Napoleon, Bobel Carelian, Ural Rex, Caracal, pisică somaliană, pisică siberiană, roșu britanic, exotic. Persan. Pisicile persane sunt unul dintre cele mai populare animale de companie din rasa pura. Persanii au un aspect fermecător, recunoscut printr-un bot ușor aplatizat, cu nasul înfundat și fruntea bombată, adesea lungată. Persii sunt adevărați animale de companie, adoră să stea în brațele proprietarului, adoră gospodăria. Pisicile sunt foarte curioase, le place să se joace cu animalele de companie, în special cu copiii. Probleme majore de sănătate. Probleme de respirație, datorită structurii nasului la căldură. În timpul stresului, animalul poate avea dificultăți de respirație. Ochii umezi, udete și din când în când trebuie să le ștergi și să îngropi picături speciale. Lana persană necesită îngrijire specială. Indiferent de cuparul scurt aveți o pisică sau părul lung, trebuie să dai blana animalului tău 10 la 15 minute pe zi. În medie, prețul începe de la 20.000 de ruble. Maine Coons. Maine Coons se disting prin mărimea impresionantă și ciucuri de râs pe urechi. Maine Coons, nu te feri oameni și alte animale de companie orientat spre om. Cea mai bună opțiune pentru familiile cu copii. Pisicile sunt foarte calde pentru copii. Pisicile din această rasă nu aparțin animalelor de pe canapea. Trebuie să se miște, să se joace, să facă ceva și, dacă este posibil, să fie cu proprietarul cât mai des posibil, deoarece au nevoie de comunicare live cu proprietarul. În cursul perioadei multe trebuie să fie pieptănate în fiecare zi. Uneori trebuie să vă scăldați animalul de companie. Trebuie să hrănești mâncarea clasei Super Premium. Costul unui pisoi începe de la 45.000 de ruble. În cazul în care pedigreul nu joacă un rol semnificativ, animalul poate fi cumpărat cu 15 la 18.000 de ruble. Bucla americană. Descoperi bucla americană. Puteți folosi urechile îndreptate spre exterior, oferind animalului un aspect plictisitor și ușor precaut. Kerlam este un contact personal foarte important cu gospodăria. Ei vor să dorească în mod constant să participe la jocurile pachetului lor. Adoră comunicarea cu copiii. Dacă există alte animale de companie în casă, buclele vor începe să adopte obiceiurile tovarășilor lor. Ar trebui să urmați foarte atent programul nutrițional al animalului pentru a evita obezitatea. Trebuie să piepteneți pisica de 1 la 2 ori pe săptămână. Tăierea gheare trebuie făcută o dată pe săptămână. Datorită structurii urechilor, trebuie amintit că urechile pisicii nu pot fi îndoite sau îndoite. Trebuie să vă curățați urechile, deoarece acestea se murdăresc cu șervețele umede și cu agenți de curățare speciali. În Rusia, prețul unei bucle americane începe de la 3.000 de ruble. Costul maxim poate ajunge la 60.000 de ruble rusești. Napoleon. Napoleonii sunt una dintre cele mai mici rase. Greutatea adultului Napoleon este de aproximativ 2 kg. Au forma clasică a capului persan, dar nu atât de turtit, așa că Napoleonii nu au probleme de respirație. Napoleon în comunicare, absolut credul devotat pacient cu copii mici predispus la boală de rinichi, poate fi obez. Micii cuceritori pot mânca orice mâncare, dar din cauza sănătății slabe, cea mai bună opțiune pentru ei ar fi alimentele premium sau super premium cu vitamine. Animalul cu părul scurt ar trebui să fie pieptănat de 1 la 2 ori pe săptămână, cu părul lung, în fiecare zi. Costul unui pisoi de rasă Napoleon în Rusia variază de la 35 la 80.000 de ruble. Bobeluri careliene. Bobtailul carelian este o rasă necunoscută în cercuri largi. Caracteristica lor distinctivă este o coadă foarte scurtă, care amintește de un pompon. Bobtailurile sunt prietenoase. De regulă, aleg un maestru căruia îi sunt credincioși pentru tot restul vieții. Au o sănătate bună.
trebuie să monitorizați curățenia urechilor și a ochilor doar pe măsură ce se murdăresc și să pieptănați lână de 1 la 2 ori pe săptămână. Pisicile din această rasă se vor simți cel mai confortabil într-o casă privată cu o curte mare. În cazul păstrării unei pisici într-un apartament, ar trebui să mergeți în mod regulat animalul de companie pe lesă. Baza dietei ar trebui să fie proteina, adică soiurile de pește sau carne cu conținut scăzut de grăsimi. În țara noastră este dificil să găsești o creșă de bobtail careliană. Costul unui pisoi cu coadă scurtă variază de la 35 la 70 de mii de ruble. Ural Rex. Pisici care nu sunt crescute artificial, cu păr ondulat ușor de recunoscut. Rex, sociabil prietenos cu alte animale de companie, foarte loial stăpânului său deoarece această rasă a fost creată de natură și nu de om. Animalele au o sănătate bună fără tendința către boli genetice și pot trăi 15 la 17 ani. Ar trebui să aveți grijă de urechile și ochii animalului de vese de companie odată pe săptămână. Nu puteți face baie animalului folosind detergenți. Asigurați-vă că pieptenați animalul la fiecare două zile. La hrănire, rexurile sunt nepretențioase, au un poftă excelentă și vor mânca cu plăcere hrani și produse naturale. Pe teritoriul țării noastre, puteți cumpăra un rex pentru 7 la 15 mii. Caracalii sunt prădători foarte rapizi și agili, asemănători cu râsul. Locuiesc în deșerturi și stepe, în sălbăticie. Sunt nocturne. Sunt frumoase pisici mari de ghimbir, cu ciucuri la urechi. Au haină scurtă, groasă și mustață lungă. Nu începe caracal dacă sunt copii mici în casă. Animale de companie, niciun caracal de acasă ar trebui păstrat într-o casă privată, cu un teritoriu mare și o volieră atașată. Nutriția caracală constă din carne, ouă și pește. Cazul alegerii furajelor este necesară consultarea cu un medic. În niciun caz nu trebuie să hrăniți caracalul cu carne de porc. Caracal are o imunitate puternică. Cu îngrijire adecvată se îmbolnăvește rar. Costul unui caracal începe de la 10.000 de dolari. Le puteți cumpăra numai în creșe speciale. Pisică somaleză. Somaleză. Pisica este o rudă foarte activă abisinian pisici. Mic, cu un bot îngust, frumos și păr gros de lungime medie, cu o coadă luxoasă și pufoasă. Nu sunt agresivi față de alte animale de companie, dar sunt foarte gelosi. Somalezii sunt foarte agili, au nevoie de jucării personale pentru a-și perfecționa abilitățile de vânătoare. Îngrijirea constă din regulat curățarea urechilor și ochii pieptănându-se de 1 la 2 ori pe săptămână. Gingile și dinții sunt susceptibili la boli, prin urmare este necesar să vă obișnuiți cu pisoiul curat în cavitatea bucală cu o perie moale. Somalezii ar trebui hrăniți alimente proteice, hrană de înaltă calitate. Puteți cumpăra un pisoi de la producători privați pentru 20-25.000 ruble. Crescătorii de elită vor cere 40 la 50.000 pentru un pisoi. Siberian. Pisicile sunt cunoscute pentru aspectul lor clasic pentru o pisică domestică rusă, mare, cu părul lung și gros și capul mare cu ochii mari. Aceste animale sunt însoțitori minunați pentru familiile fără copii încă. De asemenea, nu obțineți o pisică siberiană dacă aveți deja animale de companie, deoarece alte animale vor deveni rivale pentru el. Îngrijirea unei pisici constă în pătrunderea de 1 la 2 ori pe lună regulat, îngrijirea ochilor și a urechilor. Animal, mesele ar trebui să conste în principal din alimente proteice, trebuie adăugate și vitamine. Pisicile siberiene iubesc libertatea, așa că uneori ar trebui să li se permită să iasă la plimbare. Această rasă nu are înclinație spre boli. Puteți cumpăra un pisoi pentru 15 la 20 de mii de ruble. Britanic sunt animale de companie ideale pentru că, moderat activ, sunt prietenoși cu toți membrii gospodăriei. Înțelegete bine cu copiii, britanicii sunt foarte independenți.
Nu le va lipsi un maestru, nu sunt agresive, de aceea sunt ideale pentru familiile cu copii. Aceste pisici sunt foarte inteligente și nu le place prea multă atenție. Pisicile din această rasă sunt predispuse la obezitate, deci ar trebui să monitorizați cu atenție dieta, precum și să faceți animalul să se miște. Trebuie să vă pieptănați animalul de companie de mai multe ori pe săptămână. Ar trebui să aveți grijă în mod regulat de ochi și urechi. Pisica trebuie să fie scăldată de 2 la 4 ori pe an. Trebuie să vă hrăniți animalul de companie cu alimente premium și super premium. În Rusia, costul unui pisoi începe de la 20.000 de ruble. Pisică exotică exotice. Unul dintre descendenții pisicilor persane, care se distinge prin botul aplatizat recunoscut de toată lumea, cu nasul snub și urechile căzute în jos. Exotii se înțeleg bine cu copiii și animalele de companie. Animalele acestei rase sunt active și complet neagresive. Sunt foarte loiale proprietarilor lor, așa că nu ar trebui să vă lăsați animalul de companie cu străini în momentul plecării. Ar trebui să ai grijă la probleme de respirație datorită structurii nasului, rupere, din care cauză este necesară îngrijirea zilnică a ochilor. Exoticul ar trebui să fie pieptănat cel puțin o dată pe săptămână. Pisicile trebuie hrănite doar cu alimente premium și super premium, pentru a evita problemele de sănătate. Pisoii din această rasă sunt vândute atât de pisici, cât și de crescători. Costul unui pisoi este de 7 la 50 de mii de ruble, în funcție de pedigree, culoare și câțiva alți factori. Pisicile, ca și oamenii, au un caracter unic și caracteristici repetabile. Decideți dacă animalul de vese de companie va fi confortabil să locuiască cu devese și nu vă veți simți singur dacă de multe ori nu sunteți acasă. Sau poate din contră, pisica va avea prea mulți dintre voi. Cele mai bune rase de pisici ghimbir sunt prezentate în atenția de vese. Gândiți-vă și alegeți animalul de companie și amintiți-vă, este important nu numai să alegeți o pisică, ci și să-l iubiți. Distribuie pe rețelele de socializare.